Și stați așa departe, că mi-am dat cu deodorant. Veniți mai aproape, miros frumos. Haideți mai aproape, lângă mine aici. Salutare, prieteni! Haideți să continuăm cariera cu Yanis Hagi. Punem la ceva antrenamente. Am avut probleme și cu cariera aceasta, era să nu mai continuăm nici pasta. Multe probleme cu update-ul de la EA. Mai bine nu-l făceau. Ne dă nouă de cap. Haideți să vedem ce se mai întâmplă aici. Am vom juca meciul cu Dinamo. Haideți să trecem la meci. Pac, pac. Viitorul Dinamo. Meci foarte important pentru noi. Ultimele două meciuri le-am jucat foarte, foarte bine. Foarte șmecher. M-a lăudat ticul acasă. N-am ce zice. Am vorbit cu el și i-am zis echipa trebuie să perceapă, trebuie să facă lucrul ăsta, să fie el. A muncit un an, aproape un an cu noi, de când e, să ajungă să alerge aproape 12 km cât a alergat la ultimul meci. Acum i-am zis stop, joacă și fotbal. Și mi-a promis că o să mă bage și în meciul cu Dinamo, dar vrea să câștigăm acest meci. Rostache a avut o șansă acolo Dinamo. Haide. Ar fi foarte, foarte bine să câștigăm și acest meci. Haide, haide, Yanis. Șerban a fost acolo pe fază. Am ajuns pe partea dreaptă. Batem și acest out. Fugim foarte... Bă, ce ai făcut, mă? Băi, Benzar, fii atent. Haide, pasă scurt aici. Cercăm un fitness. Wow, ce șut bun. Dar au portar bun ăștia de la Dinamo, se pare. Este foarte atent portarul lui Dinamo. În acest început de meci, poate o să-l surprindem mai încolo. Ne mai scade din concentrare. Ranea o pasă pentru Yanis. Intrăm în centru. Bă, dă-te în gâtul mătii. Așa intrare. Cei drept scăpăm acolo foarte liber spre poartă. Cartonaj galben doar pentru Anca. Iese Nicolița. A făcut o primă repriză foarte slabă și intră Tănase, care a fost convocat și la echipa națională. Haide, mă bate aici aproape. Bă, ne fură mingea Bitfalvi, dar o trimite prost. Și o să batem și acest out. Pentru Tănase, care ne întoarce mingea. A fost offside, dă-te morții mătii. Offside-ul mătii. Tănase ne-a spus bine, dar nu prea. Avem cu cine pasa, însă. Acum în centru. Chițu, ce șut! S-a întors și imediat a șutat foarte frumos. Haideți să vedem această fază. Yanis. Yanis Hagi pasă foarte bună pentru același Chițu. Gol, Chițu. Avem pasă de gol. Bravo, Chițule. Pasa lui Yanis foarte frumoasă. Chițul, al doilea șut, reușește să înscrie. A dat foarte, foarte bine sub bară. S.O.M.B. Șutul S.O.M.B. pe Sania. Chiar dacă este un portar în vârstă, are reflexe și parade foarte bune priviți. Yanis Hagi! Nu pot să cred, Hanca! De pe linia porții a spus acolo sau la bară undeva. Ce ocazie avem din nou. Corner bătut foarte bine. Tănase, șansa de contraatac. Yanis încearcă pasa pentru Rusu. Haide, haide mă acolo cu pasa. Fost fault. Yanis face totul pe teren, Yanis. Trece bine, Yanis. Șut, mamă, ce gol! Oh, dacă de acum înscriem asemenea goluri,
Sta să vedem după ce mai crește. Mamă, ce șut are. Spațiu liber acolo. Pou, traversală. Haideți să mai vedem o dată. Oh, crede frumos. Cum a bărea piciorul sub ea. Genial. Oh, ce jucător o să devenim. Fluier final, 2-0, câștigăm împotriva lui Dinamo. Rezultat foarte bun pentru viitorul, dar și pentru noi. Am înscris și o pasă de gol. Foarte, foarte bine. Totul merge cum trebuie la viitorul. Haideți să vedem un pic și clasamentul. Continuă pe primul loc, Pandurii pe 2, la 2 puncte, iar Dinamo la 3. Datorită acestei victorii, avem o formă excelentă. Haideți să mai simulăm ceva antrenamente. Note foarte bune. Ne așteaptă meciul cu Steaua și suntem și în acest meci. Da, normal că suntem. Cum să nu jucăm noi împotriva lui Steaua, împotriva Stelei. Suntem pe o poziție mai defensivă astăzi, dar e foarte, foarte bună. Haideți să trecem la treabă. Dinamo a fost răpusă în meciul trecut de viitorul. Oare astăzi va fi și Steaua răpusă de echipa noastră, de viitorul? Mergem să ne jucăm și ce puncte o să luăm, o să vom vedea. Deci nu-i problemă, dar... Noi suntem titulari și vom da totul. Vreau să înscriu și împotriva Stelei. Cum ar fi asta? Și împotriva lui Dinamo și împotriva Stelei. Senzațional. Așa, jucător. Haideți să vedem. Scăpăm aici bine în partea stângă. Da, Hagi. Trece ușor de Varela. Ianis. Încercăm un șut de la distanță. Niță. Vede ce putere avem. Începem foarte tare. Niță. Speriat acolo de un prim șut. Are o pasă scurtă aici, te rog. Să arătăm talentul. Cernat, MTB-ul. Băi, Cernat, băi. Ce a fost cu pasa asta? Echipa noastră, lider detașat. Acum Ianis se întoarce frumos. Ianis, băuleu, ce a făcut șutul ăsta? Chiar ne-a lăudat pentru șuturi, dar ăsta a fost mai slab. A prins puțin de exterior și de aceea s-a dus în partea aceea. N-a prins un interior sau chiar un șiret. Și mingea se ducea foarte, foarte bine. Păcat, puteam înscrie. Recuperăm aici. Oh, pierdem în fața lui Râpă. Chiar în fața lui Râpă, slabul ăsta. Nu contează. O să trecem de el tot meciul. Haideți să vedem aici. Ianis trece super bine. Ianis, ce faci Ianis? Ho, oh, unde e Ianis? L-ați mai văzut pe Ianis? Niță! Are noroc. Dar ce fază ar fost acolo? Haideți să mai vedem o dată. Ia priviți pe Ianis. Unde era Ianis? Nu l-a mai văzut nimeni pe Ianis. Ia uitați de unde a luat mingea. Op, op, eroina. Op, op. Eroina. Foarte frumoasă faza lui Ianis. Însă nu intră mingea momentan, al treilea șut. Și n-am avut noroc să înscriem. Sper să reușim până la final. Vreau să răpunem și pe Steaua. Oh, Varela! Dumnezeule, ce a zgudui bara. Pierdem aici același Varela. Îl pune în probleme mari pe Pesania. Doamne, doamne, ce ocazii, ce șut a avut și aici Varela. Dar lovitura cu capul a fost senzațională. Nu pot să cred ce a făcut Pesania la faza asta. Unde era Pesania? Steaua deschide scorul și asta nu e bine. Haide, ia uitați-l pe Pesania. Ce ai făcut, mă nene, mă? Ai ratat mingea? Momcilovici este autorul golului. Cât de frumos a sărit. Dar Pesania
Mai bine îi dădea doi pumni în cap lui Momcilovic, mingea a ratat-o. 3 goluri pentru Momcilovic în Liga 1. Foarte multe, zic eu. Trebuie să revenim în acest meci cât se poate de rapid. Nu vreau să pierd împotriva Stelei. Vreau să câștig campionatul cu Viitorul. Revelația campionatului. Haide, recuperăm aici bine. Haide să vedem. Varela e prea bun. Prea puternic. Steaua în atac prin Baob. Însă Boli la fel o fundaș foarte masiv. Din nou pentru Ianis. Ianis ținut acolo, nu este problemă. Pasează, șut din prima niță, este overpower astăzi. Nimic nu-l poate învinge. MTB-ul îl învinge cu o lovitură de cap, probabil asta era. O lovitură de cap pentru că la șuturi nu l-a putut învinge nimeni. Nicoliță centrează MTB-ul, n-a mai scris de mult. El a făcut cel mai mult. Iar acum revine jucător care este la Naționala Africii de Sud. Ce ai făcut, Niță? Să vedem dacă se termină. Da, este fluier final. 1-1 cu Steaua. Dezamăgi? Bineînțeles că din dezamăgi, nu? Că trebuia să-l câștigăm. Era un meci, a fost, l-am controlat de la început până la sfârșit și am avut și ocazii, da? În perioada în care suntem noi, ne trebuiau punctele astea, punctele, din păcate, așa e fotbalul, ei au ajuns o dată la poartă și au marcat. Noi am avut 4 ocazii mari de gol, n-au intrat și asta e. A fost și 2 bare, se poate spune că a fost ghinion? Am zis-o, n-am zis-o înainte. Deci, e acest lucru, nu? Ne pare rău, asta e. Echipa, eu zic că cu toate că încă mai duce în listă de încredere, dar un joc bun, un joc bun contra un adversar foarte bun. Care... Noi ne oprim aici cu acest episod. Nu uitați, dacă v-a plăcut, să dați un like și un share. Noi ne vedem în episodul următor cu alte chestii interesante.